Vreau să înțeleg un lucru și anume la ce folosești alocarea asta a 240.000 de euro în PNRR pentru achiziția de modele de, organe sexuale, știți? Feminine și masculine, care ar trebui să ajungă în cabinetele de planificare familială, acolo unde specialiștii să învețe pe români cum se realizează reproducerea. Dom'le, noi eram la un moment dat câteva sute de milioane pe planetă și am ajuns 8 miliarde. E o dovadă că nu știm să ne reproducem și ne trebuie obiecții de plastic care să fie prezentate în cabinete pe bani europeni? Întrebare. Mergem la doamna Budeanu mai întâi. Că sunt foarte curios. Adică, pe bune? Păi când mergi în sandale, vă dați seama. Nici nu știi cum arată, mă rog, ce trebuie să arate. Nu știi, că n-ai când să vezi, că ești în sandale. Vezi doar degetele. Nu, astea sunt temele progresiste ale acestor ani, în care totul este despre nimic, de fapt. Noi nu avem seringi în spitale și cumpărăm dildouri. Asta e PNRR-ul scris. Da. În picioarele goale sub birou. Însă, din ieșirea domnului Sandală și, în general, a USR-ii, înțeleg că poziția nu prea este pro-OMS așa. Adică că să duc bănuții ăștia așa la OMS, păi parcă eram sub OMS așa, cum să vă spun. Adică OMS-ul, 2 ani jumate sau cât au trecut de la mascarată, era șeful nostru suprem, nu? Ar trebui să sărbătorească USR-ii, nu că ducem 20 de milioane.